cu pisc, este într-o cromatică pe care, vedeți, este destul de explozivă. Avem și aici o serie întreagă de elemente tot geometrice, dar această cromatică o individualizează. Ce este de remarcat este broderia cămășii, care întotdeauna are păsările incluse în aceste decoruri care marchează placa cămășii femeiești. Sunt păsările care vin după model iranian, care vin prin lume orientală, alături de pomul vieții și pe care din covorul acela venit din lumea anatoliană o să-l întâlniți transpus și pe covoarele noastre, o să-l întâlniți însă și în broderiile cămășilor. Oltenia, Oltenia, Doljul, este o zonă în care, aproape de Dunăre, asta nu face parte din Dolj. Asta e povestea cu tehnica. Ce vreau să vă spun despre Dolj este că, în general, aici, știți cu toții, de la Craiova la Vale, există o zonă agricolă, o zonă în care amplitudinea și lărgimea pieselor impresionează și în zi de azi. Lățimile mânecilor sunt extraordinar de generoase. Asistăm la această risipă de material cu ghilimele, pentru că era piesa ce permitea și lejeritate, dar să nu uităm că într-o zonă foarte caldă, lejeritatea veșmântului înseamnă de fapt confortul pe care ți-l conferă. Ce are extrem de valoros aici, așa, sunt, vorbeam de modurile de unire ale foilor de pânză. Iată câte tipuri de cheițe puteau să existe la o cămașă bărbătească. De la cheița simplă, la găurele, la cheițe împletite și ajururile. Această pânză, îmi pare rău că în această mărire nu vedem noi prea bine, mai are, ba da, uitați la mânecă, apropo de efectul de contextură, pânza cu dungi, pânza înlăcrată, cum se cheamă ea în zonă, în care efectul de transparență, de mat și opac, de mat și transparent, este foarte bine speculat. Este o bogăție, de fapt, fiecare piesă, dacă vreți, îți poate oferi ca sugestii extrem de multe lucruri. Lucruri care țin aparent de o, să zicem, abilitate tehnică, dar care niciodată nu au fost gândite numai strict funcțional, ci și estetic, ci și artistic, ci și ca performanță umană. Drăgușul, Transilvania. Aici vreau să vă spun că și copilul mic era privit cu aceeași seriozitate ca și maturul. În funcție de sex, el primea un costum miniatural cu toate detaliile, de la pălăriuța cu ciucure până la pieptar și o pincuță. Această formă, dacă e să ne gândim astăzi, de respect, o întâlnim mai rar, pentru că ea presupunea un cuantum de muncă foarte mare pentru a putea realiza, mai ales într-o familie care nu avea un singur copil, ci de regulă câte 5-6. Dar, atenție, aceste costume se transmiteau de la un frățior mai mic la un frățior și mai mic și uite așa, costumul, pieptarele mai ales, constituiau și obiect de zestre. Niciodată nu erau lăsate de izbeliște sau să le mănânce molile. Ciorapii, care ați văzut că speculează a românii în general pe influența grecească, armenească și macedoneană, ajung la aceste formule cromatice în care sunt o extensiune și o integrare față de piesa de port care acoperă poalele, totdeauna la noi albe. Aici am iarambie.
așteaptă a ceea ce a încercat McQueen. Carpathian. Da? În aceeași poveste structurală, cromatică, s-a inspirat, probabil, având niște poze. De fapt, nu trebuie să ne uimim. Uneori descoperăm aceste similitudini formidabile care pe undeva și pe mine, pe o parte sunt istoric de artă, pe o parte sunt etnoclog. Vreau să vă spun că în această duplicitate, pendulând între două sisteme de expresie și între două modalități de transpunere ale gândirii și trăirii, constat că sinceritatea și perfecțiunea le definește pe ambele. Pentru că întotdeauna, ca ansamblu, avem de-a face cu o formă care este unică, este irepetabilă, deși ea se repetă de la o generație la alta, deși ea aparent este aceeași. Dar, dacă o să vă uitați, fiecare mânecă are înăuntru acestei trame de romburi alte motive. Fiecare știa să aibă propriul ei cod. În această zonă vă spuneam de zona Banatului și aici există un motiv care se cheamă cușuba în cap. Da, se cheamă cușuba în cap, pentru că dacă venea vecina și vedea ce fac, înseamnă că îmi fura motivul, îmi fura modelul, ceea ce era dramatică la parte, avea și ea ca mine, ceea ce era total neprincipiat, pentru că se dorea unicitate. Și aici, iată, o să vedeți, e un tip de cusătură extrem de dificilă, cusătura cu punct bătrânesc, o cusătură buclată. Și fiecare are altă, nu, numărim. Mai mult că nu o să se sărcească. Da. Cam atât că știți cum este, fiecare are o istorie, de fapt haina, fac o dublă istorie. Odată. Vă rog? Costumul de mesc, dar Ioana a trecut vari motive peste costumul meu. Ia să vedem. Aveam? Mușcelul. Am avut argeșul. Și mușcelul. Nu unde am sărit. Bun. Spuneam că fiecare costum are o dublă istorie. Pe de o parte este vorba de istoria celui care îl îmbracă, de statutul său, pe de altă parte este vorba de istoria zonei pe care o reprezintă, a etniei pe care o reprezintă și în felul acesta al lumii pe care o aduce în atenție. Și când purtătorul nu mai există, haina ne spune despre el tare multe. Mă uitam cu supoale că s-a făcut ora 10, de neimaginat. Adică, cum să spun, asta înseamnă să treacă timpul pe lângă niște oameni autentici. Oamenii autentici pentru care cuvintele curg, simțiți diferența majoră între un om autentic și un om care își alege cuvintele îmbrăcate pe din afară pentru a epata. Avem nevoie ca școala românească să fie regenerată de oameni autentici care au ce spune, doresc să împărtășească și au cuvintele să așează exact unde trebuie, în ritmul care trebuie, pe intenționalitatea de a împărtăși. Eu cred că a fost o lecție nu numai atât de istorie a veșmântului și de viitorologie, dacă vreți, ci și o lecție de vorbă, o lecție de prezentare. Ceea ce încă o dată le mulțumesc celor două doamne care ne-au onorat să seară, pentru că, repet, o să vedeți înregistrarea și o să vedeți de câte ori o putem vedea, câte nuanțe în voce, în atmosferă, în cuplajul cuvintelor, le puteți după aceea de ceva și, într-un fel sau altul, poate și, hai să zicem, să mai începem să mai imităm și lucrurile bune, numai lucrurile astea mondene. Îndrăznesc, în principiu, să ne oprim aici, în mod formal, rămânând eventual, dacă aveți ceva întrebări, să le punem într-o formă ca să nu obligăm pe cei care să plece mai departe și au nevoie de mașini și de transport să poată să plece, că e ora 10. Dar dacă mai aveți cei care mai puteți rămâne, să zicem, încă 10 minute, un sfert de oră și aveți ceva întrebări de pus, putem să mai beneficiem încă 10 minute
maxim un sfert de oră de prezența celor două doamne distinse care ne-au onorat seara aceasta, urmând ca după aceea, repet, ca de fiecare dată spun treaba asta, e un prilej în care ați cunoscut niște persoane, e un prilej în care v-ați eventual cunoscut între dumneavoastră. Vă spuneam să vă uitați în stânga și în dreapta, că sunt oameni între juniori, în mijlocul noastră, oameni noi, poate care nu-i cunoașteți, dar care au dorință comună, și să începem să colaborăm. Împreună lucrarea este singura soluție. Și atunci toată problema respectivă începe să aibă sens dacă reușim să ne formăm un grup de prieteni care să aibă nu numai o conotație, să zicem, de tip servici sau de tip conjunctural, ci și o grupare de oameni care chiar folosesc timpul și cât suntem împreună pentru a se dezvolta. Având subiecte mai interesante, nu numai cele de a știe pentru ce a mai făcut Elodia sau soțul Elodiei sau alte chestii de genul ăsta, ci a putea avea și subiecte de discuție de nivel înalt, care structurează mintea. Sunt exerciții de gândire. Vă mulțumim încă o dată și consider că și seara aceasta și-a făcut datoria unei cafenele complexe. Vă mulțumesc și încă o dată vă așteptăm. În primul rând au adus ceea ce se cheamă bumba, apoi au adus borangicul pe care i-au învățat să-l pregătească și să-l obțină prin creșterea viermii alimentate și se lasă de acele plantații de dus din toată Muntenia, din toată Olteenia, din toată Dobrogea, unde erau și turcinul ăla, bineînțeles. Și atunci ea se duce și către Moldova și este expresia, dacă vreți, a luxului. A luxului. Din coseie de materii prime care apar țin în toată ceremonie, țin în toată sărbătoare și de altă ceremonie cum este nunta, sunt, dacă vreți, rezultatul unui efort cu totul deosebit. Toate aceste materiale nobile, firul metalic de aur sau argint, partea cealaltă, pachetele care au special, erau metal aurit, sunt lucruri care nu oriunde și oricum, plus toate salturi, plus toate vederile de cap. Bine, acum, cum să vă zic, eu personal recunosc că n-am prea am zis să fie la modul general. Pentru că fiind într-un dialog cu moda, vedeți, moda este selectivă, moda este la un moment dat fragmentară, moda la un moment dat este nedrept fragmentară, pentru că alege și culege, dar modul de asociere la un moment dat creează un mic haos. Fiindcă eu rămân la părerea mea că toate acestea sunt, dacă vezi, stimuli ai memoriei. Dacă eu văd un anumit tip de structură, automat aia e ca de clicul, mă trimite cu gândul undeva. Și atunci eu trebuie să găsesc un răspuns. Ei, o serie întreagă de elemente din ținutele tradiționale, nu numai ale românilor, a tuturor neamurilor, vin să răspundă cu conexiuni în mitologie, cu conexiuni în cosmogonie, cu conexiuni în sisteme de comunicare care nu sunt bazate numai pe, să zicem, nevoia, noi n-am avut corobacul, noi am avut dimpotrivă spațiul reprezentat prin alt și care rămâne să trăiască, nu invadăm spațiul, noi respectăm spațiul. Și aici e o întreagă filozofie. Sunt multe lucruri foarte interesante, adică dacă ne judecăm în intercondiționarea lor. Pentru că, vedeți, este și treaba asta, ochelarilor de fal de care vă vorbesc un profesor. Ne-am specializat în Doamna Rande,
suntem. Vreau să vă chem un pic aici, să facem o poză în trei, să punem... Hai să facem o show poză. Și vorba eu mă duc, îmi pleacă metroul, prietenul meu. Unde mergeți? În ce direcție mergeți? La un capăt de lume, domnule profesor. Spre Republica. La Bela Republica. Iată, mijlocul. Nu, eu trebuie să ajung la o stație de metro. Și scoate-l ăsta. Asta sunt. Și cu... Postarele mă mai duc. Și le spui ceva mai mare. Da, postarele aș lua. Și știți că